Aproximativ 20 de persoane au venit la primăria Suceava luni dimineață ca să ceară socoteală pentru că nu se pot muta în noile locuințe de pe dealul Tătăraș. Cartierul Europa nu are utilități, apă, canalizare și electricitate. Peste 100 de familii sunt afectate de această situație care trenează de ani de zile. Primarul Ion Lungu s-a întâlnit cu cetățenii nemulțumiți și le-a dat asigurări că angajații primăriei se ocupă de rezolvarea problemelor. Le-am spus la oameni și mai în glumă, mai în serios, să ne rugăm să nu fie contestații la licitația de apă și canalizare. Eu zic că până la sfârșitul acestui an vor fi finalizate rețeaua de apă și canalizare și cea de racord la iluminatul public și iluminat public. Și am spus la oameni nu ca chestiune electorală, ca satisfacția mea sufletească, îmi doresc ca până la sfârșitul acestui mandat să finalizăm în totalitate cartierul Europa. Sper să ne ajute Dumnezeu, noi ne facem datoria, este greu de bani, așa cum se știe, am prins sumele necesare în buget, avem mai bine jumătate din bani care ne trebuie acolo din credit, sperăm să nu mai fim atât ghinioniși, să ne menim un constructor bun și să scoatem la capăt lucrările de acolo, în care oamenii și-au pus atâta speranță, 100% au dreptate, dar sunt niște chestiuni care au fost neprevăzute și nu această întârziere nu este numai decât din cauza primăriei. Câte case sunt acolo, domnule primar? Cam câte familii sunt afectate? 154 de case ne-am dat repartiții. Sigur că mai mult din jumătate din ele, peste 100, deja sunt construite case acolo, altele sunt în plină construcție.